Nu. Da, mai ies, nu vezi cât e. Iana? Cântăm până la urmă cântarea sau... Aia, veniți-ați la ape. Da? Vrei? Să... Hă? Da, așa m-am gândit și eu. La copii? Vestița spre tutindeni duceți cuvântul peste munți, vestiți-o spre tutindeni, căci Iisus s-a născut. Vestiți-o spre tutindeni, duceți cuvântul peste munți, vestiți-o spre tutindeni, căci Iisus s-a născut. Vegheau păstorii turma sub cerul liniștit, deodată o lumină din cer a strălucit. Vestiți-o spre tutindeni, duceți cuvântul peste munți. Vestiți-o spre tutindeni, căci Iisus s-a săracul mile
Mircea Pianu. Pacea Domnului. Aici. În Psalmul 108 spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: gata mi este inima să cânte Dumnezeule, voi cânta, voi suna din instrumentele mele, aceasta este slava mea. Deșteptați-vă alăută și arfă, mă voi trezi în zori de zi. Te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi cânta printre neamuri, căci mare este bunătatea ta și se înalță mai presus de ceruri. Slavă Domnului! Amin. Dragii mei, cântarea pe care vrem să ne deschidem inima în această dimineață, spune așa, este un loc unde Sfinții cântă. Spune Psalmistul în această dimineață că te voi lăuda printre popoare, Doamne, te voi lăuda printre neamuri. Și dacă aici nu vom avea poate inimă să lăudăm pe Domnul, dar trebuie să ne facem o inimă care să fie totdeauna gata pentru laudă, fiindcă știți de ce, dragii mei, acolo în ceruri este un loc unde cu Sfinții vom cânta spre slava lui Dumnezeu. Dacă poate cuvântul lui Dumnezeu și predica va înceta, dacă prorocile vor înceta, știm că această activitate de laudă la adresa lui Dumnezeu niciodată nu va înceta, fiindcă Dumnezeu merită toată slava. Haideți ca să ne deschidem inimile noastre și să mulțumim Domnului pentru că mai avem încă oportunitate să lăudăm, încă nu avem restricții asupra acestui capitol și putem să lăudăm pe Domnul. Dragii mei, haideți să profităm de fiecare moment pe care ne lasă încă Dumnezeu să-L trăim pe pământ. Domnul să ne binecuvânteze și să binecuvânteze inima noastră cu deschidere pentru lucrarea Lui. Amin. Sfinții cântă, ce bucurie!
Îl binecuvântăm pe Domnul nostru că este bun. Și în veci ține îndurarea Lui. Amin. Dragilor, la un sfârșit de an, ce am putea noi să-i spunem Domnului? La un sfârșit de an, mai avem 10 zile, 11 zile și anul 2000 va fi, 2020 va fi aparținând trecutului. Ce am putea noi să-i spunem la acest sfârșit de an Domnului? Eu spun că înainte de toate a putea să spune: Doamne, îți mulțumim. Amin. Doamne, îți mulțumim că suntem în viață. Doamne, îți mulțumim că vedem. Doamne, îți mulțumim că pipăim. Doamne, îți mulțumim că avem miros. Doamne, îți mulțumim că mergem pe picioarele noastre, Doamne. Și mai facem un lucru la sfârșitul acestui an și spunem: Doamne, mai iartă-ne încă o dată. Doamne, nu toate au fost după voia Ta anul 2020. Noi Te rugăm, mai iartă-ne încă o dată. Salmul 103, și nu numai Salmul 103, mai multe salme vin și spune: Binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este mine să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Ai fost binecuvântat anul 2020 de Domnul? Ați fost? Eu am fost binecuvântat. Prin faptul că stau în fața dumneavoastră, a fost harul și îndurarea Domnului. Dar știi ce vreau să fac la sfârșitul acestui an? Să zic: Doamne, Te rog să nu ții seamă de toate greșelile mele. Și fiecare în dreptul vostru spune: Doamne, Te rog, uită, iartă-mă, șterge-mă pentru totdeauna greșelile care le-am făcut cu voia sau fără de voie. Și Salmul 103 cu versetul 8 spune așa: Doamne, Domnul este durător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Cine este Domnul nostru? Îndelung răbdător. Prin faptul că suntem în dimineața aceasta, în locul acesta, este îndurarea Domnului. Să-i mulțumim pentru aceasta. Haideți să ne ridicăm cu toți pe picioare să spunem: Doamne, îți mulțumim că ne-ai purtat de grijă. Doamne, îți mulțumim pentru neajunsuri, Doamne. Doamne, îți mulțumim pentru bogății. Doamne, îți mulțumim pentru minusul, pentru plusul. Doamne, îți mulțumim, Doamne. Doamne, îți mulțumim că suntem în viață, Doamne. Și cuvântul Domnului spune așa de frumos: ferice de cei ce locuiesc unde? Nu morminte, că ei nu mai pot să te laude. Noi care nu suntem în casa Domnului, noi tot mai putem să lăudăm pe Domnul. Și vrem să lăudăm în dimineața aceasta, să-i proslăvim numele Lui care este Sfânt. Să-i spune: Doamne, mai iartă-ne încă o dată. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre și nu ne pedepsi după fără de legile noastre. Ce ziceți? Dacă Domnul ne-ar pedepsi după greșelile noastre care am făcut în anul 2020, am fi aici careva? Am fi careva aici? Nu mai primi la Domnului. Și spune cuvântul: cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi, slăvit să fie Domnul. Ce înseamnă aceasta? El le desfințează. Dacă ne-a iertat, ne-a iertat pe totdeauna. Și ne rugăm în dimineața aceasta, îi mulțumim Domnului că ai fost cu noi și rugăm să ne ierte pentru anul 2020, pentru toate greșelile care am făcut cu voia sau fără de voie. Amin. Thank you.
departe, fii la căpăreță noastră, Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Amin, amin. Vă rog cu respect să luăm locurile pe scaune. Așa cum am spus, este un har să fim în prezența Domnului, este un har să avem biserica deschisă, să nu se pună alte restricții, să nu mai putem să ne adunăm. Am avut în primăvară și am avut această experiență tristă când programele am făcut, dar n-am putut să venim la casa Domnului. Am scris la biserică, pe WhatsApp, la frații de biserică, ceea ce am scris, ceea ce restricțiile care s-au convenit în cursul unei săptămâni. Deci noi vom avea programul normal în continuare, vom avea programul normal, așa cum a fost anunțat pe data de 24 la ora 5 seara, la 5 la 7, 25 la fel, duminică, data de 27, vom avea la fel, și la finele anului, de data de 31, de la orele 17 la 19, deci vom avea programul normal. Ceea ce s-a făcut ca indicare pentru landul nostru, deci ei au hotărât toate cele 16 landuri ca să nu se mai cânte în adunare, pentru ca să nu eurozolul și mai departe, să nu se dea mai departe. Pentru landul nostru este, am scris și este scris, ceea ce scris, respectăm, spune așa, bite, caine, gemein, zang. Deci vă rugăm să nu cântați în comun. Dumneavoastră sunteți oameni deștepți, oameni cu înțelepciune la Domnul și Domnul să ne dea înțelepciune. Ceea ce sunt în față vor cânta, dumneavoastră, dacă vreți să intonați sub mască care e greu să cântă, Domnul să vă dea înțelepciune și ne dea înțelepciune în direcția aceasta. Eu nu vreau să spun numai exact ce s-a spus pentru landul nostru și eu cred că este suficient, mai departe nu vreau să fac nicio comentare. Ne rugăm ca toate aceste lucruri să nu fie un impediment să nu ne bucurăm. V-ați înțeles? Să nu fie care ceva, bă, eu nu am voie, nu! Noi putem în gând să spunem, Doamne, îți mulțumim că suntem în casa Ta, Doamne! Noi putem să spunem în cugetul nostru, Doamne, îți mulțumim că nu suntem ca ceilalți care sunt după calea pierzării, că Te cunoaștem ca Domn și Mântuitor. Noi putem să spunem, Doamne, îți mulțumim că soția e lângă mine. Doamne, îți mulțumesc că copiii sunt lângă mine. Doamne, îți mulțumesc că soțul e lângă mine. Doamne, îți mulțumim că ne vedem unii pe ceilalți. Am fost operat la ochi, în urmă cu mulți ani de zile. Și n-am văzut cu un ochi din cauza unui accident. Și când m-a dus la masa de operație, mi-a spus așa, semnez, dar noi nu garantăm că ochiul tău se va face din nou bine. Și a zis, nu semnez, rămâi orb. Și a zis, semnez, dar mă încred în Domnul, că se va dura de mine. Este rău să nu vezi. Este rău să nu vezi. Este foarte rău. Noi suntem în locul acesta și ne vedem unii pe ceilalți. Și ne vede și Domnul ce inimă avem. Mă rog ca Domnul să pui o inimă bună în noi dimineața aceasta, o inimă ascultătoare de Domnul și de cuvânt, să pui dimineața aceasta o inimă în care să intre cuvântul în ea și plecând din locul acesta să spune slăvit să fie Domnul!
Domnul s-a atins de mine, Domnul m-a eliberat, Domnul mi-a luat frica din inima mea, Domnul mi-a luat toate lucrurile care mi se păreau mari, le-a făcut mii și a spus, dispar, că ești al meu. A cui suntem noi? A Domnului. Dacă suntem a Domnului, spune Domnul și în dimineața aceasta, Doamne, suntem la dispoziția Ta, prelucrează inima noastră, amin. Vom cânta o cântare, grupul de la cântare să vină în față și să înceapă cu o cântare și după cântarea aceasta, fratele Radu va veni și ne va motiva și zice ca Domnul să-l binecuvinteze. Conștienți sunt, Doamne, bine, spune cântarea. Suntem conștienți noi dimineața aceasta, căci numai Domnul a fost de partea noastră. Doamne, trezește poporul Tău. Credință, să înțeleg Iisuse, voia Ta.
Iisus. Aș vrea să dau glorie Domnului Iisus Hristos și să-i mulțumesc că în această dimineață m-a ridicat din patul meu și am fost sănătos. Și să-i mulțumesc încă mult mai mult pentru faptul că mi-a îndrumat pașii către casa lui și către rugăciune și pentru a-l căuta pe el, pentru că știu și au fost momente în viața mea când nu am făcut lucrurile acestea și nu mă simțeam bine și nu mă simțeam liniștit în inima mea. Îi mulțumesc lui și mă bucur că pot să fiu în mijlocul dumneavoastră și mă bucur că pot să fiu sănătos. Aud în fiecare zi aproape, a murit cu tare, tânăr, văd accidente pe drum, văd oameni cum au murit oameni și când văd că Dumnezeu îmi dă în fiecare zi viață, îmi dă în fiecare zi putere să mă ridic din patul meu și nu sunt cel mai sfânt și nu sunt curat și nu sunt așa cum ar trebui să fie cuvântul, îi mulțumesc Dumnezeu și îi dau slavă lui că îmi dă putere să continui și să lupt pentru a mă putea apropia de el, să fiu mântuit. Și aș dori ca gândul ăsta să fie în inima fiecăruia. Îmi plăcea cum spunea fratele Gabi că suntem la sfârșitul anului 2020, am mulțumit pentru toate lucrurile pe care Domnul ne-a dat și ne-am cerut iertare pentru toate greșelile noastre și ne străduim să facem totul în toate ca să putem să ne sfințim și să ne apropiem mai mult de ei și să fim curați. Și atunci aș vrea să aduc înaintea noastră un îndemn, să ne rugăm în rugăciune. Dacă am vorbit să ni se ierte păcatele, noi trebuie să și străduim să nu mai păcătuim. Amin. Și ce am pregătit pentru asta și ce mi-a pus Domnul pe inimă, aș vrea să ne gândim foarte bine la ceea ce scoatem pe gură, ceea ce vorbim noi. Este foarte important în fiecare zi ce facem noi cu cuvintele pe care Domnul ni le-a lăsat să le putem spune. Este foarte important, putem să dărâmăm, putem să zidim, putem să facem lucruri bune și putem să facem lucruri rele. Îmi doresc foarte mult ca să vă îndemn și să mă îndemn pe mine în primul rând, să ne gândim bine la felul nostru de vorbire, pe cine jignim, pe cine întărim, ce facem și ce spunem în fiecare zi. Pentru că mi se întâmplă de multe ori să spun niște lucruri fără să-mi dau seama sau poate că din fire și din obișnuință și apoi stau și mă gândesc, bă, cum am putut eu să spun așa ceva? Cum pot eu să vorbesc? Aș vrea să fim foarte atenți. Este un lucru foarte important. În Iacov, în capitolul 3, cu versetul 6, spune, limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este una din mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roada vieții când este aprinsă de focul ghenei. Este foarte important să ne punem sub harul Domnului și să căutăm să fim sub puterea Lui ca să putem să ne păzim limba aceasta. În Proverbe, în capitolul 21 cu 23, spune că cine își păzește gura și limba, își ferește sufletul de multe necazuri. Este foarte important să gândim asta și pentru asta aș vrea să citesc din Matei, capitolul 15, de la versetul 10, un text în care Domnul Iisus spune că atunci când farisei au venit și acuzau pe apostoli că mâncau fără să se spele pe mâini, era vorba de un ritual pe care trebuia să-l facă, nu neapărat că sunt murdar, dar ritualul apoi făcea referire și la asta. Și în capitolul 10, în versetul 10 spune așa, Iisus a chemat mulțimea la sine și a zis, ascultați și înțelegeți, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, aceea spurcă pe om. Atunci ucenicii s-au apropiat și au zis, știi că farisei au găsit pricină de potignire în cuvintele pe care le-au auzit? De răspuns, el le-a spus, orice răsad pe care nu l-a sădit tatăl meu, cel ceresc, va fi smuls din rădăcină. Lăsați-i, sunt niște călăuze oarbe și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Petru a luat cuvântul și a spus, deslușește-ne pilda aceasta. Iisus a zis, și voi, tot fără pricepere sunteți, nu înțelegeți că orice intră în gură merge în pântece și apoi este aruncat afară într-un loc special amenajat. Dar ce iese din gură vine din inimă. Și aceea spurcă pe om, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, măruntaiele, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om, dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om. Domnul Iisus vrea să ne atenționeze aici, că nu putem noi, ca și copii al lui Dumnezeu, că nu vreau să spun creștini, că mulți oameni se numesc creștini și
Vreau să spun copii al lui Dumnezeu. Noi ca și copii al lui Dumnezeu trebuie să avem foarte mare grijă ce spunem pe gură, ce scoatem pe gură. Și ținând cont că suntem la sfârșitul anului, începe un an nou, haideți să venim înaintea Domnului cu gândul acesta, să rugăm pe Domnul ca să ne dea înțelepciune, să ne trezească și să ne ajute să vedem și să înțelegem care este vorbirea noastră, să ne o dregem dacă cineva jignește soțul, dacă cineva jignește soția, copiii, prietenii de muncă, colegii și așa mai departe, să-i cerem Dumnezeu înțelepciune să ne dezlegem mintea, să înțelegem că facem un păcat și să ne întoarcem de la el. Așa că vă doresc să vă rog să vă ridicați în picioare și să aducem acest motiv înaintea Domnului, să-i dăm lui glorie în primul rând și să rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune, să ne dregem vorbirea noastră cu sare. Amin. Amin. Amin, amin. Vă rog să luați locurile pe scaune. Mă gândeam, și nu numai acum, mă gândesc de multe ori, ce privilegiați suntem noi în țara în care suntem. M-ați auzit? Suntem privilegiați în țara în care suntem. În clipele acestea, când noi stăm aici, căldură, slăvit să fie Domnul, sunt frați de-a noștri care sunt în pușcării. Să știți că dacă v-ați uitat la statisticile care se spune despre creștinii care mor într-un an executați în pușcării, am dat din cap și am spus, Doamne, e adevărat, în clipele de astăzi, în vremurile de astăzi, sunt frați de-a noștri care stau și gem ani de zile în pușcărie pentru Hristos. Ce facem noi pentru ei? Ce facem noi pentru ei?
Cultul Pentecostal din România are 72 de frați, am făcut și noi o donație pentru ei, 72 de frați cu familiile lor care merg în țări musulmane, în țări care riscul de a fi omorâți este foarte mare. Merg în vață limba lor, trăiesc ca ei și încerc și vorbesc despre Dumnezeu lor. Ce facem noi? M-aș ruga ca Domnul să pui o dragoste de a veni la casa Domnului la sfârșitul acestui an. Să pui Domnul o râvnă de a veni la casa Domnului. Nu ne-a amenințat nimeni că dacă venim la adunare suntem executați. Nu ne-a amenințat nimeni dacă vine la adunare ni se iau copii, ni sunt omorâți. Fraților, sunt mulți, m-am uitat la un video când frații noștri de credință într-un sat s-au pocăit, au venit și au țăpat. Atâta i-au bătut până n-au mai putut, au țăpat lemne peste ei și au ars de vii, gemând acolo. Ce facem noi? Ne rugăm Domnului pentru ei în dimineața aceasta și spune, Doamne, îndură-te de toți acei care trec în încercare. Doamne, îndură-te de frații noștri care sunt misionari, care nasc copii acolo în condițiile care nasc, fără apă, fără curent și în condiții mizerabile, dar vreau să spună despre Tine. Ce facem noi dimineața aceasta? Spune, Doamne, îndură-te de ei, Doamne. Noi poate nu putem face mai mult decât să apelăm la îndurarea Domnului, să spunem, Doamne, frații noștri care sunt în pușcărie, în clipele acestea, du-te și mângă ei. În clipele acestea și-ar dori să sărbătorească într-o adunare frumoasă, și-ar dori să fie cu familie, dar parcă sentința lor este ca să fie executați. Sentința lor este an grei de pușcărie. Pentru cine? Pentru un Dumnezeu care nu-L văd, dar-L simt. Domnul să ne facă treji dimineața aceasta, să ne rugăm Domnului pentru cei care trec prin fel și fel de încercare ale vieții, pentru țările musulmane, creștinii noștri, care sunt acolo pentru a evangeliza, ca Domnul să se îndure de ei. Domnul să se îndure de România, de țara în care suntem, s-au făcut alegeri, parcă să ceartă acolo pe ciolane, nu pe o să rezolve problema României, nu pe oamenii care o duc greu în țară. Ei își împart portofoliile, să-și împartă Domnul mila peste ei, să îndure de ei, să-i trezească. Domnul să aibă milă de țara în care suntem, dragilor mei, să avem libertate, să ne putem întâlni unii cu ceilalți. Doamne, dă-ne înțelepciune celor ce conduc țara aceasta. Avem obligații înaintea Domnului să aducem rugăciune, indiferent de orientarea lui sexuală, indiferent cum judecă el, Dumnezeu să-i vină înainte, să-i arate calea, adevărul și viața. Să se pocăiască, să ne pocăim cu tății. Doamne, vrei să facem o rugăciune înaintea Domnului și să ne rugăm, Doamne Dumnezeule, îndură-te, te rog, în numele lui Iisus, pentru cei care sunt prigoniți, pentru cei care își așteaptă sentința. Doamne, ai milă de noi! Ai milă de ei, ai milă de țara noastră, ai milă de Germania, ai milă de cei care nu te recunosc pe tine, Doamne. Arată-te în vis de noapte, ieși-le înainte și arată că Tu ești calea, adevărul și viața. Haideți să ne găgutăți pe picioare și facem rugăciunea aceasta și ne rugăm Domnului pentru cei care sunt departe, care sunt în pușcării. Dragilor mei, dacă citiți raporturile care sunt creștinii noștri, cum sunt persecutați, că sunt omorâți, și m-am uitat în Bundestag la noi, dintr-un partid care nu-l spun cu numele acum, care n-are nimic cu credința, și un parlamentar spune așa, zice, a venit altul parlamentar și a spus, trebuie să ne rugăm și să facem așa încât legile în țara aceasta, creștinii să aibă libertatea de exprimare, creștinii în țara aceasta, o țară creștină, să poată întâlni și să nu fie persecutați, să-și poată spune cuvântul. Asta a spus un parlamentar. A venit altul în țara în care sunteți și a spus, uitați-vă în lume câți musulmani sunt persecutați de creștini. Și a zis, Doamne, în ce lume ne trezim? Și l-a întrebat, Allah, iubești Tu pe Iisus? N-a putut să spună nimic, pentru că nu-L iubea. Mă spune încă o dată în fața Parlamentului, îl iubești Tu pe Iisus? N-a zis nimic, înseamnă că nu-L iubește. Noi spune, da, îl iubim pe Iisus! Și vrem să călătorim în lumea aceasta și într-o zi să vin cu El în slavă. Noi nu ne dăm înapoi, noi îl iubim din toată inima pe Iisus!
pentru că ne poartă de grijă și este cu noi. Ne înviorează atunci când suntem căzuți, vine și ne ridică. Slăviți să fie Domnul! Haideți să intrăm înaintea Domnului rugăciunea aceasta, ne rugăm pentru cei care sunt departe de familie, cei care sunt misionari, ca Domnul să le dea puterea acolo unde sunt, ne rugăm și pentru țara aceasta, conducerea este să le dea Domnul înțelepciune și noi să avem o pace și o liniște. Amin. Amin. Vă rog să-l las cu toți locurile pe scaune, să vă mai cânta o cântare și fratele Cornel va veni și ne va motiva și zi și în dreptul lui ca Domnul să dea cuvinte pentru dimineața aceasta la timpul de rugăciune. Amin. De clipele pe care le trăim acum, sunt oameni care pentru credință sunt întemnițați, dragii mei, sunt oameni care pentru credință și-au lăsat poate familii, s-au dus întâi ei să-și pregătească anumite locuri, anumite condiții pentru familiile lor, ca și familiile lor să vină cu ei acolo și să vestească numele Lui Dumnezeu. Și cântarea pe care Dumnezeu mi-a trezit-o în inima mea și pe care am repetat-o, de fapt, spune așa: știu, credința mută munții. Nu este niciun munte care să stea în fața credinței. Fie închisoare, fie că va trebui să treci prin închisoare, ne arată frații care trăiesc cu noi contemporani, fie că va trebui să te duci acolo jos în temnița rece, trebuie să o slujești pe Domnul cu credință. Vrem să-i mutăm și noi. Venim cu umilință pe tine, te adorăm, spune și spune refrenul, căci Doamne, noi te așteptăm, mâinile ridicăm spre cer, doar pe tine te adorăm, cântând aleluia. Dragii mei, haideți să ne închinăm Domnului. Să spunem: Doamne, mărește-ne credința și fă-ne niște oameni ai credinței. Amin. Amin. Creatorul lumii.
Salvatorul nostru, simțim iubirea ta. Noi te așteptăm, mâine ridicăm spre ce. Și eu, slăvit să fie Dumnezeu în această dimineață. Ne-a netezit cărarea și putem să venim cu mulțumire înaintea Lui. În această dimineață aș vrea să ne îndemnăm unii pe alții, să ne îmbărbătăm și în îndemnul pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră, m-am gândit să-l intitulez Măsuri de precauție. Vorbea mai devreme fratele Gabi că avem frați de noștri care sunt în alte colțuri de lume în care sunt asupriți și osândiți de cei pe care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și noi, bineînțeles, suntem aici, în acest loc minunat, beneficiind de toate facilitățile pe care le simțim, cred că, cu toții. Vreau să dau citire din Psalmul 65, în care cuvântul Domnului spune astfel, începând de la versetul 2. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Mă copleșesc nelegiuirile, dar tu vei ierta fără de legile noastre. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău, în bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor mărginilor îndepărtate ale pământului și a mării. El întărește munții prin tăria lui și este încins cu putere. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva popoarelor. Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile tale. Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Dragii mei, vedem ce Dumnezeu minunat avem. Și din acest minunat psalm vreau să vedem fiecare cât de minunat este să stăm sub ocrotirea lui Dumnezeu. Ce mare bucurie a noastră este de a fi aproape de Dumnezeu și
de a ne simți bine în prezența Lui. Dragii mei, acest lucru este posibil acum pentru toți credincioșii, fiindcă odată pentru totdeauna Iisus Hristos a jertfit pe Golgota pentru unul fiecare dintre noi. Iar pentru aceasta am și o motivare care se află în Evrei 10 cu 10, în care cuvântul Domnului spune astfel, Evrei 10 cu 10, prin această voie am fost ființiți noi, și anume prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe ca niciodată nu pot șterge păcatele, el, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcatele noastre, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Este atât de minunat, citind aceste cuvinte, cum Dumnezeu ne îmbărbătează și ne dă speranță că trebuie să luptăm mai departe pentru El și pentru împărăția pe care El ne-a pregătit-o pentru noi. Dragii mei, bineînțeles că această jertfă a fost dată odată pentru totdeauna, dar odată ce Domnul Iisus a plecat la cer, El nu le-a lăsat aici singur, ci a lăsat prezența Duhului Sfânt, care să ne călăuzească pe unul fiecare. Și aceasta o putem găsi și în Efeseni 5 cu 18, unde vă rog ca dumneavoastră acasă să citiți ce stă în acest capitol, Efeseni 15. Biblia, în general, ne îndeamnă ca să ne îndreptăm spre Dumnezeu. Biblia ne îndeamnă în mod continuu să ne apropiem de Dumnezeu, pentru ca noi să putem primi harul și puterea ca să fim ajutați la vremea potrivită. Amin. Dragii mei, cea mai mare rușine a noastră, trebuie să spun acest lucru în această dimineață, cea mai mare rușine a noastră este de a trata cu ușurință aceste privilegii pe care Dumnezeu ni le-a dat. Chiar la începutul acestui îndemn am spus că avem frați de-ai noștri care sunt pe teritorii nesigure și noi suntem în casa lui Dumnezeu, unde, bineînțeles că avem această pandemie în exterior, dar suntem în casa lui Dumnezeu unde putem să ne plecăm genunchiul, putem să ne deschidem inima, gura probabil nu așa larg pe cum am făcut odinioară, dar este suficient ca să ne deschidem toată inima, fiindcă Cel care este sus și domnește din veșnicie în veșnicie vede ce este înăuntru nostru. Amin. Dragii mei, haideți să luăm cu luare aminte și să fim foarte atenți la ceea ce vrem să facem cu viața noastră. Sunt frați de-ai noștri care se luptă zi de zi între viață și moarte pentru a-L face cunoscut numele Domnului Iisus Hristos. Și noi stăm pe bănci și poate uneori ne tatonăm și spunem că este suficient a face acest lucru. Haideți să fim și noi acei oameni care să muncim, ca să încercăm să le spunem celor din jurul nostru că avem un Dumnezeu atât de mare și de minunat. Să muncim cu toată ființa în ogorul Lui, fiindcă El, la vremea potrivită, va da fiecăruia după măsura în care s-a trudit. Dragii mei, cu aceste gânduri, vă rog să vă ridicați în picioare și haideți să mijlocim ca Dumnezeu să ne deschidă ochii și să ne dea înțelepciune ca să putem să rămânem loiali 100% pentru El. Amin. Amin. Aleluia, glorie ție, Doamne! Aleluia, mărire ție, Doamne! Să fie cu dimineața!
Mai stăm câteva minute pe picioarele noastre și mai facem o rugăciune. Și așa cum s-a adus în dimineața aceasta spre cei care, misionarii care sunt în lumea aceasta, cuvântul Domnului spune Marcu, capitolul 16, apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea. Deci duceți-vă în toată lumea. Noi dacă am venit în țara aceasta, Domnul ne cheamă aici unde suntem, ce să facem? Să facem ucenici. Domnul cheamă aici unde suntem în Frankfurt să ne rugăm ca cei care vin în biserica aceasta să-L cunoască pe Domnul. Amin. Noi nu suntem aici numai să ne vedem unii pe ceilalți bine. Noi suntem aici să chemăm popoarele să vină la Domnul. Săptămâna trecută a venit un tânăr, ridică mâna sus. Tinere. Azi că vrea să facă legământ cu Domnul. În urmă cu 2 săptămâni a venit un tânăr, nu s-a mai anunțat la mine. Știi ce ne rugăm în rugăciunea aceasta? Ca Domnul să lase statornicie. Amin. Și noi, și noi, pocăită să pocăiască. Amin. Și dacă l-am spus, da, Doamne, vreau să rămâi cu Tine, prin orice pandemie, prin orice foc, rămâi cu Domnul. Amin. Și rugăm că această râvnă să o pui Domnul în tânărul acesta, în alt tineri, care n-au făcut o legământ cu Domnul și la timpul potrivit, să intrăm în apa botezului. Pentru că este foarte clar, cine crede și se botează va fi mântuit, iar cine nu crede va fi... Fraților, acestea sunt cuvintele la mine în Biblie, sunt scrise cu litere roșii, sunt scrise pentru că Mântuitorul nostru le-a scris și să luăm în seamă la aceasta. Eșeția sunt la El. Noi vrem să facem lucrul aceasta și cu ajutorul Domnului în primăvara anul viitor vrem să avem un botez nou testamental. Ne rugăm pentru tânărul acesta, ne rugăm pentru alți tineri care încă n-au ridicat o mână sus, ca Domnul să intre în inima lor și să le spună tinerilor, nu este garantată viața că să ajungi la 70 de ani și la 69 te intri în apă botezului. Petrește-ți viața, simte bine. Asta sunt planurile diavolului. Nimeni nu poate să-ți garanteze că tu vei trăi 70 de ani. Dar vreau să te întreb, dacă pleci din locul acesta și ai plecat într-un accident, unde te duci când te duci din lumea aceasta? Noi plecăm la Tatăl, că am făcut o legământ cu El. Noi avem o relație cu El și vrem să mergem în țara de sus. Unde te duci când te duci din lumea aceasta? Unde te duci? Cine te așteaptă? Mă rog ca Domnul să ne facă conștienți și să aducem oamenii la pocăință prin caracterul nostru, prin comportarea noastră, să le arătăm că noi iubim pe El. Noi avem o relație specială cu El, cu împăratul împăraților, care niciodată nu ne-a lăsat dezamăgiți, niciodată nu s-a plecat pe lângă noi fără să se coboare la problema noastră. Acesta este Domnul nostru Iisus Hristos, singurul mijlocitor între om și Dumnezeu și vrem ca dimineața aceasta să mai mijlocească la Tatăl pentru noi, pentru iertarea greșelilor noastre și El să ne poarte de grijă. Aleluia, glorie ție! Haideți să intrăm cu toți în rugăciune înaintea Domnului, iar la finele, când se va opri rugăciunile, 2 surori, 2 frați, să mulțumească Domnului și să ne încredințeze în continuare în brațul Domnului. Amin. Doamne Dumnezeu, le aduc înaintea ta fiile, Doamne, care au spus un da. Doamne, a venit la mine și au spus, vreau să intru în apă botezului. Doamne, ceea ce mă eu mă rog, să lași stabilitate, Doamne. Noi nu ne-ai chemat în Africa, ne-ai chemat la Franța, ne-ai chemat la Fisba, ne-ai chemat în Germania, te rog, Doamne, să lași stabilitate, să te iubim toată viața noastră, Dumnezeule. Aleluia, glorie ție, Doamne. Doamne, nu vrem altceva decât numele Tău să fie prostăvit de toate. Aleluia, glorie ție. Să vin numele Tău și ne închinăm înaintea Ta, Doamne. Și venim cu gândul, Doamne, înaintea Ta de pace. Venim cu gândul de iertare, Doamne. Eu știu că Tu vii cu gândul veșnicie, Doamne. Aleluia, glorie ție. Astăzi să ne pregătim viața noastră de pământul acesta. Să avem o relație cu alții și cu Tine, Doamne.
să ne împăcăm cu cerul, Doamne, să ne împăcăm, Doamne, căci în lumea aceasta noi suntem trecători și într-o zi vom da socoteala pentru tot ceea ce facem. Ajută-ne, Doamne, să rămânem pe cale cu Tine. Ajută-ne să nu dăm înapoi, Doamne, și ținta noastră este să fie cerul, aleluia, glorie Ție. Stăvi numele Tău și ne închinăm înaintea Ta, ai milă de noi în continuare. Fie numele Tău proslăvit în toate. Numele Tău, o nume mai prețios de orice nume, este numele Iisus Hristos, care îl iubim și vrem, Doamne, să rămânem ancorați, Doamne, să nu dăm înapoi. Să fim statornici pe care, Doamne, dacă am spus un da, să rămână Ta, Doamne, iar dacă am spus un nu pe capul, să rămână nu, Doamne. Pregătești inimile noastre, inimi sincere pentru Tine și lucrarea Ta și îți mulțumesc ca sunt rugăciunele. Îți dau ție toată slava, toată gloria și cinstea, că nu merită aceasta, Doamne, îndură-te de noi, îndură-te poporul Tău, Doamne, îndură-te fiecare, Doamne, care e dat în locul acesta, pune Domnul veșnicie, Doamne, și gândul ca într-o zi, Doamne, să avem aceeași gând cu Tine, Doamne, și să fim cu Tine, slavă, Doamne, îți mulțumim că ne ascult rugăciunea ce ești cu noi, toată slava. Aleluia, glorie ție, Doamne. Numele Tău cel mare, numele Tău de Dumnezeu. Aleluia, Osana, glorie. Cu reverență înaintea Ta și îți mulțumim că suntem în casa Ta și tot mai putem să Te lăudăm. Îți mulțumim, o Doamne Dumnezeule, că în criza care s-a creat pe pământ, Tu ești același Dumnezeu viu și adevărat. Tu nu rămâi fără resurse niciodată. Tu ești la conducerea vieții, Doamne, a copiilor Tăi și a lumii întregi. Te slăvim și îți mulțumim că suntem în grațiile Tale și Te rugăm așa de mult, Doamne, să Te înduri de toți copiii copiilor Tăi, să Te înduri, Doamne, de toți cei care au auzit cuvântul Tău și întârzie pe cale. Te rog așa de mult, Doamne, să nu lași pe niciunul să piară. Te rugăm pentru toți cei care au fost în biserică și Te-au părăsit fără temei și au judecat biserica Ta, Doamne, după comportarea unui frate sau altuia. Te rog să-i cercetezi, Te rog să-i mustri, Te rog să Te înduri de ei, Doamne, iar pe noi ajută-ne să fim mărturii acolo unde ne-ai așezat, să fim sarea care împiedică stricăciunea, Doamne, să fim lumina, Doamne Dumnezeule, care nu poate fi oprită de întuneric. Doamne, Te slăvim și Îți mulțumim. Te slăvim și Te glorificăm, Doamne, și dorim din toată inima să rămâi nădejdea și bucuria și desfătarea sufletelor noastre, pentru că, Doamne, Tu ai plătit cel mai mare preț din univers. L-ai dat chiar pe Fiul Tău prea iubit să moară pentru ca noi să avem viață în numele Tău. De aceea glorificăm numele Tău și Te onorăm, Doamne, pentru biserica Ta cea vie și adevărată, Doamne. Îți mulțumim, o Doamne Dumnezeule, că Tu ne echipezi cu tot ce este necesar. Umple-ne cu putere de sus ca să stăm în picioare, indiferent ce ar veni, Doamne. Te slăvim și Te lăudăm și dorim din toată inima să cerem mila Ta și îndurarea Ta peste frații noștri care sunt bolnavi și care trec prin suferință. Te rog așa de mult ca suferința să treacă peste ei mai ușor și să-i ajuți, Doamne Dumnezeule, să fie bun mărturie acolo unde i-ai așezat, să poată povesti, Doamne Dumnezeule, și să spună că bun este Domnul și a avut milă de noi. Te rugăm așa de mult, Doamne, să îmbraci cu putere pe toți frații noștri care lucrează în spitale, care slujesc la căpătâiile bolnavilor. Doamne, protejează-i și dă-le putere să mărturisească despre Tine. Îți mulțumim, Doamne, că Tu vei face lucruri mari și minunate prin copiii Tăi în aceste vremuri. Slăvim și onorăm numele Tău, Sfântă Treime. Fii onorat și glorificat în veci de veci și Te așteptăm să vii. Îți mulțumim pentru toate. Amin. Bunătatea și dragostea Ta. Îți mulțumesc pentru învățătură, Doamne, și îți mulțumesc că vedem, o Doamne Iisuse, suflete tinere care vin și se predau în mâna Ta, vor să se predea în mâna Ta, Doamne Dumnezeule. Ce este mai frumos decât tânărul care se predă în mâna Ta și trăiește o viață curată și dăruiește Ție, Doamne Iisuse, tinerețea lui. Doamne, Tu ai scris în cuvântul Tău și este scris că în cer se dă sărbătoare când cineva își predă sufletul Ție, Doamne. Îți mulțumim pentru această oportunitate, că avem încă oportunitatea să vedem lucrurile acestea.
Îți dăm glorie ție și îți mulțumim pentru învățătura pe care am primit-o astăzi. Îți mulțumim că Tu ne-ai întărit inimile. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că am putut să venim, să ne strângem la oaltă, să simțim dragostea Ta și dragostea fraților în părtășie. Îți mulțumim și Te rugăm ca Tu să întărești tinerii care s-au hotărât, o Doamne, să meargă înainte și să facă acest pas, o Doamne, pentru că Tu îi vei duce pe cărări frumoase, Doamne, și Tu vei merge alături de ei, indiferent de cât de greu va fi. Și vor fi, o Doamne Dumnezeule, salvați de Tine, așa cum Tu ai salvat și sufletele noastre păcătoase. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, și Te rog ca să rămâi în continuare peste program. Te rog ca Tu să ne vorbești, o Doamne, prin fratele care va predica, Doamne, să vină prin Duhul Tău ce sfânt învățătură, să ne întărim, să putem să plecăm schimbați cu promisiuni noi în inimile noastre. Îți dau glorie, slavă, cinste și onoare și îți mulțumesc pentru oportunitatea de a fi aici în mijlocul fraților care Te caută pe Tine. Îți cer puterea Ta și binecuvântarea Ta peste biserică în continuare. Amin. Aici unde se cheamă numele Tău, Doamne, un nume minunat, un nume sfânt, Doamne, Te rog să binecuvântezi fiecare suflet care a luat această hotărâre de a Te urma pe Tine, Doamne. Îți mulțumim că le-ai arătat calea, adevărul și viața. Îți mulțumim, Doamne, Te rog să-i ții în continuare și orice obstacol care diavolul pune să-l dai la o parte, Doamne, și să-i ții până la capăt, Doamne, că pentru lupta este până la capăt, Doamne. Ajută-le și pune-i pe calea aceasta minunată în continuare, Doamne. Îți mulțumim pentru ziua aceasta. Te rog să binecuvântezi în continuare adunarea noastră. Binecuvântează fiecare suflet care va aduce un demn sau o cântare în față. Mă rog pentru fratele Claudiu ca Tu să-i dai cuvânt de sus, Doamne, și să ne întărești prin cuvântul Tău cel minunat, Doamne. Binecuvântat să-Ți fie numele Tău, Tată, Fiule, Dumnezeule, Duhule Sfânt. Amin. Ta rugăciunea. În dimineața aceasta poporul Tău a venit cu rugăciuni, felurite rugăciuni, Doamne. Am adus familiile noastre înaintea Ta ca Tu să ne protejezi. Protejează în continuare familiile, Doamne, în țara în care suntem. Noi știm că familia este întemeiată de Tine și nimeni nu o să poată să facă nimic, pentru că este de la Tine, Doamne, și noi vom pleca din nou la Tine, Doamne, în ziua când Tu ne vei chema, Doamne. Am adus înaintea Ta, Doamne, țara în care suntem, Doamne, dă înțelepciune cu lucrătorile ei, Doamne. Te rog, Doamne, să fii cu Europa, Doamne, să nu lași războaie, Doamne. Te rog să fii cu România, Doamne, să le dai înțelepciune, Doamne, și poporul Tău să ducă o viață bună, Doamne, în țara aceea, Doamne. Doamne, mă rog, Doamne, pentru cei care sunt în pușcării pentru numele Tău, în clipele acestea, Doamne, Tu poți să-i mângâi, Doamne. Tu poți să-i mângâi, Doamne, și le dai speranța în Tine, Doamne. Doamne, mă rog pentru cei care hotărâ, Doamne, să fac o legământ cu Tine. Lasă să fie statornicie ei, Doamne. Dar nu numai pentru ei, ne rugăm pentru noi, Doamne, care am făcut de ani de zile, Doamne, legământul cu Tine. Fă să rămânem statornici, Doamne, la ceea ce am spus la babotezului, că vrem să Te urmăm toată viața noastră. Îți mulțumim că vei fi cu noi în continuare, Doamne, vei fi cu cei ce vor cânta, Doamne, cei ce vor face o slujbă, Doamne, să fie toate în centru atenției. Să fii Tu, Iisuse Hristoase, noi ne coborâm și ne smerim înaintea Ta și îți mulțumim pentru viața ce avem din mâna Ta. Toată slava și cinstea, gloria Ți aduce de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Vă rog să luați locurile pe scaune. Îi mulțumim Domnului pentru acest har de a fi în prezența Domnului și așa cum obicez de fiecare dată pentru cei care îți vin mai târziu, vă salut și vă spun bine ați venit în casa Domnului Lin din Frankfurt. Dacă sunt suflete, frați, prieteni care au venit pentru prima dată, să-i cunoaștem, vă rog să ridice în picioare dacă sunt. Dui microfonul la cumnatul. Pace vouă! Sunt pentru a treia oară în locul acesta și pentru prima oară într-o biserică unde trebuie să porți mască. Mă numesc Nelu Danciu, tatălul Lavinia, socrul Mădălin. Vin din biserica pentecostală Philadelphia, Atlanta, Georgia.
Salutul bisericii noastre este Maranata, Domnul nostru vine. Amin. Doamne, ajută-ne pe toți să fim gata și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Mulțumesc. Vreau să-ți dau o replică, așa ca întrecumnați. În America, în opul Tamas, că murie vreo 300.000. Eu aș dori ca în Germania o lună de zile să purtăm tăzmască, să stăm în casă, să ne aducă mâncare ca la chinezi și să scăpăm de asta. O săptămână vinim, o săptămână cald, o săptămână rece. Parcă ne bulbere, zic, pur și simplu când deschid radio, nu vreau să mai aude începe cu C. M-am plictisit și m-am obosit. Dar Domnul să ne dea putere și râvnă de a merge mai departe cu Domnul. Orice ar trece, prin orice vor trece, că ieșim numai prin Domnul biruitor. Cu Domnul Iisus merg biruitor. Amin. Fraților, aseară, vorbiți voi? Hai, veniți în față. Aseară m-am uitat puțin peste finele anului. Fiți atenți. Nu cu drag vorbesc de așa ceva, dar trebuie să vorbesc. M-am uitat puțin la contribuțiile care s-au dat din partea membrii bisericilor. Când ați intrat în adunare fiecare, cu dragoste vă spun, este un furnal aici afară, ați văzut că iese fum. Ați văzut? Când mergeți afară, uitați-vă în dreapta, este un furnal și iese fum. Pe fumul ăla ies euro. Avem ce face. Și le dăm destul de multe. Lumina asta care o vedeți aici în față, îs euro. Aseară am dat 2.000 de euro, am plătit asigurare și alte situații la biserică. Nu că nu sunt banii biserică, nu mă plâng pentru asta. Mulțumesc Domnului că sunt banii biserică, dar eu mănăcăjesc pentru cei care nu vreau să-și facă parte Domnului. Din 107 membri care suntem, în jur la 40 ținem biserica. Deci 40%. 60% în datele care le-am n-au dat, dacă s-au dat la colectă, probabil nici la colectă. Spui că nu-i pormâne eu la tine. Fraților, eu vreau să vă spun ceva. Cuvântul Domnului. Cine își dă, lui își dă. Cine face, lui își face. Și spune așa, că cine te face deosebit, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Mă, spuneți careva, dacă aveți ceva, nu de la Domnul avem. Și atunci de ce ne lăudăm că avem ceva? Cât de la Domnul avem? Dacă avem de la Domnul, nu-i dăm înapoi Domnului? Nu, nu ne dăm. Domnul a spus că mă duc să pregătesc un loc. Locul e pregătit, e parcelat, e pus curent, nu mai trebuie să-l plătești, e pus apă, e pus canalizare, e pus totul, e pus de Mântuitorul. Dar casa ne-o facem noi. M-ați auzit? Casa ne-o facem noi. Dacă vrei să ai o casă faină, dai. Iar dacă nu, vei sta pe afară prin corturi. Fraților, eu vorbesc și mă rog Domnului ca Domnul să ne lumineze în direcția aceasta. Și cuvântul Domnului mai vine în 2 Corinteni 9 cu 7 și spune așa, fiecare să dea după cum a hotărât inima lui, nu cu părere de rău sau cu sine, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Dacă vrei la finele anului 2020 să te iubească Domnul, dă din urmă. Și fă-ți datorie, fratele, se ridică picioare, Stefan, e mai micuț, dar dacă se ridică, îl vedem. El poate să ieși din urmă până încă 10 zile pentru anul 2000. Fratele, o să o luăm în serios. Eu vă mai spun ceva. Să știți că experiența cu Domnul de a da bani la biserică o am. Sunt frați în biserica noastră care au copii și îți dau zecioala la adunare. Știți treaba asta? Își dau zecioala. M-am uitat, este 420 de euro, 320 de euro și caută zecioala. Dumnezeu se binecuvânteze în continuare. Iar pentru cei care ați considerat că nu trebuie să dați bani aici și dați în România, v-ați înșelat pe voi. Cuvântul Domnului Maleachi vine și spune, m-ați înșelat! Cu ce te-am înșelat, Doamne? Cu zeciuiele, cu dărâne. Casa visării n-are voie să sufere. Eu închei aici și mă rog ca Domnul să ne facă, să ne lumineze la finele acestui an și să ne facem datorie față de casa visăriei. Banii aceștia nu mi-i dați mine, îi dați Domnului. Clădirea aceasta este a Domnului. Domnul ne-a dat-o, fraților! Domnul ne-a dat-o! Domnul ne-a dat-o și Domnul ne-o poate și lua! Așa cum ne-a dat-o, poate să nu și ea. M-a întrebat un păstor, da, mă, vă descurcați cu chirie, că noi avem probleme cu chirie. Am vorbit pentru el la bancă să finanțeze o biserică și a zis, cum? Da, avem probleme cu chirie. Nu mai dau oamenii bani.
Fraților, noi nu vrem să fim în situația aceasta să nu dea oamenii bani. Vreau să vă fac conștienți că tot ce dați, vă dați vouă. Eu dacă îmi dau mie și Domnul să ne lumineze direcția aceasta și la acest fiind de an să nu-L supărăm pe Domnul și să ne facem lucrare în față de Casa Visteriei. Se va cânta o cântare, în timpul acesta va veni și cu colecta, Domnul să binecuvânteze dădătorul voios. Și la cântare, sora Ioana cu sora Sara vă l-o da pe Domnul cu cântare, au rămas, nu valabile, nu? Domnul să vă binecuvinteze. Și avem o micuță foarte îndrăzneață care a venit la mine și a spus, o cheamă Luiza Taloș, care vrea să laude pe Domnul cu o cântare. Și am întrebat dacă vorbești bine românești și să scrii, și mai greu românești să scriu. Dar dacă cântă, e slăvit să fie Domnul. Dacă cântă, e bine. Domnul să o binecuvinteze. Și la cuvânt pentru dimineața aceasta ne rugăm ca fratele Claudiu să vorbească din cuvântul Domnului, iar noi plecând din locul acesta să mergem cu bucurie, căci Domnul a fost prezent în adunare. Iar dacă ieșim afară pe ol, să nu mă ocrotiți, să stați cu mine de vorbă și cei care ne-ați dat bani, că eu stau cu voi de vorbă, să nu fugiți din ochii mei, să nu vă mai văd în parcare, că eu vreau să vă spun, dați că vouă vă dați. Și Domnul să ne binecuvinteze în continuare. Amin. Iisuse, nu se știe cântarea? Cu drag alergăm și flori de iubire și soare spre lauda ta semănăm. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta cu râvnă. Pe sfânta vieții cărare, Iisuse, prin har alergăm. Și flori de iubire și soare spre lauda ta semănăm. Spre lauda ta, spre lauda ta, Iisuse, cu foc vom cânta. Spre lauda ta, spre lauda ta.
Iisuse, cu foc vom cânta.
Și un alb strălucitor, parcă timpul se oprește să ne spună tuturor vestea bună ce răsună peste ani și ani la rând. S-a născut un împărat cu chip blând. Azi el vrea mai mult ca oricând să se nască și ninim, să-l primim cu bucurie pe Iisus. Azi el vrea mai mult ca oricând să ne într-un gând lui să ne închinăm. Pași prin zăpadă și păstorii au lăsat și magii pe cămile ce steaua a urmat. E vest de ce răsună peste ani și ani la rând. S-a născut un împărat cu chip blând. Azi îl vrea mai mult ca oricând să se nască și ninim, să-l primim cu bucurie pe Iisus. Azi îl vrea mai mult ca oricând să ne iubim și uniți într-un gând lui să-i închinăm. La Betleem speranța răsare ca o stea, un chip îngeresc vestitul Mesia. Azi îl vrea mai mult ca oricând să se nască și ninim, să-l primim cu bucurie pe Iisus. Azi îl vrea mai mult ca oricând să ne iubim și uniți într-un gând lui să ne închinăm. Lui să ne închinăm. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu că există părinți care își învață copiii. Amin. Să laude pe Domnul. Glorie Domnului. Nu există nimic mai frumos în lumea aceasta decât copilul tău după ce crește mare să vezi că îți calcă pe urme
și îl laudă pe Domnul. Frumos l-a lăudat pe Domnul, frumos l-ați lăudat și voi pe Domnul și împreună cu toată comunitatea. Slăviți să fie Dumnezeu în această zi de duminică. Aș dori să ne ridicăm în picioare din cinste cuvântul Domnului, care în această dimineață se află în Evanghelia după Matei, capitolul 28, de la versetul 16 până la versetul 20. Evanghelia după Matei, capitolul 28, de la versetul 16 până la versetul 20, inclusiv. În Biblie, traducerea Cornilescu la 961. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le-a poruncit Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Îți mulțumim, Mântuitor iubit, pentru oportunitatea din această dimineață de a primi cuvântul Tău. Da. Te rugăm ca Tu să lași cuvântul Tău plin de rod prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Să călăuzească și să încălzească inimile noastre în veci de veci. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Nu pot să-mi dau seama, acest normal text se folosește de cele mai multe ori la seminarii de a instrui lucrători, sau se folosește, atunci când se pregătește un botez. Acesta este textul. În această dimineață voi căuta ca să profundăm cuvântul Domnului, pentru că cuvântul Domnului este de folos ca să ne învețe, să ne mustre, să ne îndemne și să ne dea călăuzire prin Duhul Sfânt. Amin. În această dimineață aș dori ca să vedem în cuvântul Domnului patru principii de disciplină pe care Dumnezeu dorește ca noi să învățăm din acest text. Ne dorim ca să putem să învățăm și să vedem ceea ce Domnul vrea să vorbească inimilor noastre. Dacă ne uităm acum două săptămâni, Domnul ne-a vorbit: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, nu cam cum v-am iubit eu, ci așa cum v-am iubit eu, să vă iubiți și voi unii pe alții. Săptămâna trecută Dumnezeu ne-a vorbit despre un alt principiu, principiul acela al nădejdii, căci Domnul ne-a promis că își ne pregătește un loc, nu o casă. Fratele Gabi a accentuat foarte bine dimineața. Domnul n-a spus că vă pregătesc un dormitor, n-a spus că vă pregătesc o casă, ci a spus că își vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu să fiți și voi. Diferența este dacă noi acceptăm. În această dimineață aș dori ca să vedem primul principiu de disciplină pe care Dumnezeu dorește ca să-l învățăm din textul acesta, este ascultarea. Ascultarea este unul dintre cele mai grele lucruri, pentru că într-o societate care te învață să ai opinie și să fii rebel, adică când cineva spune tu să faci stânga, nu, Domnule, eu fac ce vreau. Vreau să vă spun că în această dimineață Domnul Iisus Hristos ne învață din textul acesta ascultarea. Și vei spune unde găsim lucrul acesta. Haideți să ne uităm în versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Dacă i-ar fi mers pe Tabor, s-ar fi întâlnit cu Iisus? Nu. Dacă ar fi mers pe muntele Sinai, s-ar fi întâlnit cu Iisus? Nu, pentru că și Domnul a spus clar: eu mă voi arăta vouă unde? În Galileea. Poți să te duci unde vrei. Vedem că în Duminica Învierii, atunci când Domnul Iisus Hristos se arată ucenicilor, celor 10, nu celor 11, celor 10, pentru că și Toma nu era. Nu știm unde era Toma. Dar Domnul nu face rabat de la cuvântul Lui. Disciplina ascultării este în felul următor: mergi acolo unde Domnul ți-a spus că va fi prezent. Să nu crezi că dacă stai în altă parte, Domnul va spune în felul următor: nicio problemă, las că îi las pe ăștia aici și vin lângă tine, că tu ești special. Vreau să vă spun că și dacă n-asculți glasul Domnului și nu te duci acolo unde Domnul spune, nu încerca să primești binecuvântarea, nu ai. Vedem lucrul acesta pentru că și Domnul Iisus Hristos le vorbește odată în
în, cum zice, în capitolul 26 cu versetul 32. Înainte ca Domnul Iisus Hristos să urce pe lemnul crucii, spune în felul următor: dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Domnul Iisus Hristos le spune cuvântul perfect: dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. În momentul învierii, în capitolul 28, în versetul 7, vine îngerul și le spune în felul următor: și duceți-vă repede și spuneți ucenicilor că l-a înviat dintre cei morți, iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Îngerul nu le vestește Evanghelia, dar le readuce aminte de cuvântul Domnului. Avem nevoie ca să învățăm ascultarea. Pentru că ce ascultarea spune felul următor în 1 Samuel capitolul 15 cu versetul 22. Ascultarea de vocea Domnului face mai mult decât jertfele. Și spune felul următor: îi plac Domnului mai mult arderele de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Nu este punct, e semn de întrebare. E vă întreabă. Și spune în continuare în felul următor: ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Dacă ucenicii alegeau să nu meargă în Galileea, nu s-ar fi întâlnit cu Hristos. În al doilea este în felul următor: prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele. Vorbește Petru, 1 Petru capitolul 1, versetul 22. 1 Petru capitolul 1, versetul 22. Și spune felul următor: deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Și pot să spun că acea nouă poruncă pe care Domnul Iisus Hristos o spunea în Evanghelia după Ioan capitolul 13 nu este nouă. Pentru că și dragostea lui Hristos se manifestă față de noi în fiecare dimineață. Și pot să spun ca și prorocul Ieremia, în plângerul lui Ieremia capitolul 3 cu versetul 21. Iată ce mai gândesc în inima mea și ce mă mai face să trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Faptul că noi nu vrem să ascultăm ne depărtează pe noi de Dumnezeu. Acesta este primul principiu pe care Domnul Iisus Hristos a dorit ca noi să-l învățăm din acest text. Trebuie să ascultăm întotdeauna, chiar și atunci când nu înțelegem. Pentru că de multe ori nu poți să înțelegi vocea lui Dumnezeu și nu ne este deslușită. Dar dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, capitolul 2, capitolul 3, vedem în felul următor: tuturor celor șapte biserici, Domnul le vorbește un lucru comun. Cine are urechi, nu să audă, să asculte. Biserica Elim. Cine are urechi, nu să audă, să asculte ce spune Domnul. În această dimineață Dumnezeu ne dorește ca să învățăm acest principiu. Poate că de cele mai multe ori este cam împotriva societății în care noi, de exemplu, trăim. Al doilea principiu pe care Domnul dorește ca să-l învățăm din acest text este închinarea. Și veți spune că noi ne închinăm și lăudăm pe Dumnezeu. Nu e niciun lucru rău, e foarte bun. Și mă bucur de lucrul acesta. Dar să știți că de cele mai multe ori lângă dumneavoastră poate să fie oameni care se îndoiesc în închinarea lor. Dar totuși Dumnezeu nu face nicio deosebire. Îi primește și pe ei. Dacă vă uitați în versetul 17, de cele mai multe ori, mulți oameni din lumea aceasta au spus în felul următor: dacă va învia cineva din morți, voi crede, Domne. Nu v-au spus niciodată oamenii lucruri de genul acesta? Domnule, dar n-a venit nimeni de dincolo ca să credem cu adevăr în El. N-a înviat nimeni din morți ca să credem cu adevărat în El. Nu? Vreau să vă spun, dacă vă uitați în versetul 17, spune în felul următor: când l-au văzut, ei s-au închinat. Citiți continuarea. Erau câteva zile. Îl vezi pe Hristos în fața ta înviat din morți. Îl vezi că stă și îți vorbește. Îl vezi că stă și te mângâie și spune, te îmbărbătează. Îi vezi palmele, îi vezi picioarele, îi vezi fruntea că a fost brăzdată de cununa de spini. Și totuși unii dintre ei se îndoiau. Poți să crezi lucrul acesta? Poți să crezi lucrul acesta?
Haideți să vă mai spun, să vă mai arăt o relatare în Evanghelia după Ioan, în capitolul 12, și spune felul următor. Versetul 9 și 10. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 9 și 10. Și spune felul următor. O mare mulțime din Iudei au aflat că Iisus era în Betania și au venit acolo, nu numai pentru Iisus, ci ca să vadă și pe Lazar, pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă s-au bucurat și ei, nu? Citiți ce au făcut. Preoții cei mai de seamă au hotărât să-l omoare acum și pe Lazar. Domnul înviază ca altul să-l omoare iar. Vreau să vă spun în felul următor. Dacă în inima ta nu simți profunzimea lucrării Duhului Sfânt, că își dorește să te apropii de Dumnezeu, să nu crezi că ci închinarea poți să o aduci cum vrei tu. Pentru că ci închinarea nu se aduce decât așa cum vrea El. Și haideți să vedem cum vrea El. Închinarea plăcută cu evlavie și frică în Evrei capitolul 12 cu 8. Dumnezeu își dorește din partea noastră o închinare plăcută. Și închinarea plăcută este în felul următor. Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa pe care, de care toți au parte, sunteți Evrei 12 cu 28, mă scuzați, cu 28. Fiindcă am primit deci o împărăție care nu se poate clătina. Este vorba despre împărăția cerului prin Hristos Iisus. Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și frică. Aceasta este închinarea plăcută lui Dumnezeu. O închinare plăcută. Dumnezeu își dorește din partea noastră ca să-i aducem ca omagiu, pentru că Cel ne-a dat împărăția prin Fiul Său Iisus Hristos. Pe urmă, închinarea până la pământ înaintea Domnului. Vedem în 1 Samuel capitolul 1 cu versetul 19. Închinarea până la pământ nu era o închinare dintre aceasta, doar m-am pus pe genunchi și m-am închinat Domnului, ci era o închinare de proșternere. Și în închinarea aceea de proșternere se punea în pulberea țărânii pământului și spunea: Doamne, ai milă de mine păcătosul. Și spune felul următor: s-au sculat dis de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului. Până la pământ. N-a rămas nimic deasupra pământului. Pentru că Dumnezeu își dorește din partea noastră o închinare autentică. O închinare plină de smerenie. Fără ca să te uiți ce face cel din dreapta ta. Fără să te uiți ce face cel din stânga ta. Fără să te uiți dacă cineva este sceptic că Iisus a înviat din morți sau nu a înviat din morți. Că a înviat în trup, că a înviat în duh, că a fost doar mort sau că a fost doar leșinat, așa cum spune lumea aceasta. Și încearcă să ne spună nouă că noi suntem demodați. Demodați. Îmi aduc aminte că am studiat textul acesta foarte lung timp și într-unul dintre pasajele, dintre situațiile în care le-am studiat, am întâlnit o istorioară cu o fetiță, apropo de fetița voastră frumoasă și scumpă, și spunea felul următor că s-a dus la mama ei și a zis: mami, mă doare burtica așa de tare că nu știu ce să fac. Și mama, ca să o îmbuneze, să o facă să mănânce așa cum mamele știu, a zis: este goală burtica ta și de-aia ți-e foame și te doare burtica foarte tare. Am mâncat și într-adevăr și a revenit copilul. După câteva săptămâni au avut un musafir și probabil a luat vreo migrenă de pe undeva și a mers la ei și a zis: mă, nu știu ce se întâmplă, mă doare capul foarte tare. Și fetița, plină de dragostea ei și simpatia ei gingașă de copilă: eu știu de ce te doare capul. Este gol și n-ai nimic în el. În această dimineață vreau să vă spun că avem nevoie de o închinare autentică și viața noastră să nu fie goală. În momentul în care sufletul nostru este gol în ceea ce privește închinarea, să știți că ne va durea sufletul. Eu n-am spus istorioara aceasta ca să ne facă să zâmbim, ci am spus-o ca să trag un semnal de alarmă. Când sufletul nostru este gol, este lipsit de prezența împărăției lui Dumnezeu în el, să nu vă speriați că vă va durea. În momentul în care nu te doare, atunci e o problemă foarte mare. După ce ei s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. În Luca, capitolul 24, cu versetul 52. Este închinarea însoțită de bucurie. Și spune felul următor că după ce ei s-au închinat, s-au întors în Ierusalim cuprinși de o mare bucurie. Pentru că n-ai cum să vii, să te închini în prezența lui Dumnezeu și să pleci la fel de posac și poți omorât acasă, ca și când, de exemplu, ai fost botezat în oțet. Pentru că atunci când te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, produce în tine o bucurie pe care tu nu poți să o exprimi.
Cuvintele sunt de prisos și sunt vagi, sunt lipsite de esență. Pentru că puterea dragostei lui Dumnezeu este cea care îți inundă inima, îți inundă viața și dă peste. Că oamenii din jurul tău, așa cum s-au spus, cum i-au spus lui Petru, și tu ai fost cu ei, căci până și vorba te dă de gol. Chipul tău arată că umbli cu cineva separat de ceea ce umblăm noi. Bucuria ta este o emanație mai puternică decât putem noi să o exprimăm. În al treilea rând, aș dori ca să învățăm o altă disciplină. Este vorba de disciplina de a sta în prezența lui Iisus și a-i asculta vocea. Vreau să vă spun că de cele mai multe ori ne frământăm. Atunci când Iisus Hristos vine să stea de vorbă cu tine, noi suntem ca și ucenicii, când Domnul le vorbea și le spunea în felul următor, feriți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Cine vorbea? Vorbea Domnul. Da. Știți ce gândeau apostolii? Ne spune așa, fiindcă n-am luat pâini. Ce vorbea Domnul? Ce înțelegeau ei? Diferența între unii și ceilalți este pentru că Domnul îți vorbește, dar de cele mai multe ori nu stai în disciplină ascultându-i vocea. N-ați întâlnit, de exemplu, să te duci să vorbești cu cineva și să încerci să-i explici un lucru. Și el s-a uitat așa, mai are păianjen pe sus. Nu te face un pic te face un pic așa, te simți așa destul de murdar. Și atunci Domnul Iisus Hristos face lucrul acesta și le aduce în atenție apostolilor ideea de disciplină că atunci când Domnul îți vorbește să fii cu ochii și urechile gata ca să împlinești planul. Și haideți să ne uităm în prima parte a versetului 18 din capitolul 28 și să vedem. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis. Nimic nu este mai frumos decât să se apropie Domnul de tine să-ți vorbească. Vedem că ucenicii cunoșteau vocea, îi cunoșteau blândețea din vocea lui. Atunci când Domnul îi spune pe nume Mariei și Maria se întoarce către el, prima dată a crezut și l-a confundat cu grădinarul. Nu-și imagina în durerea ei și în lacrimile ei că Iisus Hristos chiar înviase din morți. Pentru că ea se dusese cu mirezme, cu mir, cu nard, s-a dus ca să îmbălsămeze trupul celui mort. Dar în momentul în care Domnul îți vorbește cu vocea cea blândă și îți rostește numele cu atâta gingășie cum numai Domnul poate să spună, inima ta poate să tresară. Și vedem pe Iov că vorbește în Iov capitolul 33 cu versetul 14. Și spune în felul următor, căci Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Dar uitați, dar omul nu ia seama. Nu ai simțit că Dumnezeu ți-a vorbit? Nu ai simțit că-și Dumnezeu vrea ca să te mângâie? Problema nu e la Dumnezeu. Isaia vorbește în capitolul 59 și spune în felul următor, nu urechea Domnului este prea tare ca să vă asculte, nici mâna lui nu este prea scurtă ca să vă vină în ajutor, ci păcatele voastre au înălțat un zid și vă ascund de fața lui Dumnezeu. Pentru că, în al doilea rând, el vorbește de pace poporului său. Îl vedem că spune în Psalmul 85 cu versetul 8. Acum când oamenii se frământă și popoarele se freamătă, Dumnezeu vorbește de pace. Eu voi asculta ce zice Dumnezeu, Domnul, căci El vorbește de pace poporului său și iubiților lui. Numai ei să nu cadă iarăși în nebunie. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește și acum în secolul 21. Singurul lucru care îl împiedică pe Dumnezeu este că și noi am devenit indisciplinați când Dumnezeu vorbește cu noi. Atunci când un cadru didactic vorbește în clasă și elevii încep tot să vorbească între ei. Cadrul didactic, nu știu cum era, nu știu cum este acum, dar pe timpul nostru ne dureau picioarele mereu. Aveam fluierele, picioarele mereu negre. Aveam o profesoară de matematică destul de înaltă și robustă. Da, asta este. Și atunci se făcea liniște. Domnul Iisus Hristos nu vine în această dimineață ca să bată pe nimeni, dar își dorește un popor disciplinat, își dorește un popor care să ia aminte Dumnezeu nu să vorbească în van, ci vocea lui Dumnezeu să rămână în mintea noastră și în inima noastră și să spunem ca și David, odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit, pentru că și puterea Domnului este mare. Amin, amin. Pentru că după care... Vedem că
Dumnezeu vorbește și găsim lucrul acesta în Evrei, capitolul 1 și versetul 2 și 1 și 2. Evrei, capitolul 1, versetul 1 și 2. Și spune felul următor, Apostolul Pavel: după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. Dacă în vechime le-a vorbit prin proroci, astăzi vă vorbește prin Fiul, pe care l-a pus moștenitorul al tuturor lucrurilor prin care a făcut și veacurile. Slăvit să-i fie numele. A patra disciplină pe care Dumnezeu ne dorește ca în această dimineață să o învățăm este că după ce am învățat ca să ascultăm, după ce am învățat să ne închinăm, după ce am învățat ca să ascultăm vocea Domnului, Dumnezeu dorește ca să ne disciplineze în a împlini voia planului Său. E un pic cam greu. Am fost o perioadă de timp în anii tinereții mele, nu că acum sunt prea bătrân, am fost cuprins în mai multe campanii de evangelizare. În România am vizitat mai multe orașe, mergeam, campam în cort, stăteam acolo o lună și interacționam cu diferiți oameni. Două regiuni din țara noastră, din România, mi-au fost foarte grele. E vorba de Olt și e vorba de Dobrogea. În aceste două regiuni am avut cel mai mult de lucru și vreau să spun că, pentru că amândouă au un numitor comun, sărăcia Lucie. Și veți spune, Dobrogea săracă? Da, e foarte săracă. Dacă vă uitați, doar pe fâșia de litoral este una, dar depărtați-vă de la fâșia de litoral cu 10 km. Și veți găsi oameni foarte săraci. Și Oltul. În Olt am fost în campanie de evangelizare. Nu este nimic spectaculos. Tuturor le place să fie pe scenă și să fie aplaudați la scenă deschisă. Dar atunci când am fost în zona Olteniei, am văzut oameni foarte săraci. Și erau săraci. Nu pentru că Dumnezeu și-a dorit ca omul să fie sărac. Ci erau săraci pentru că, dacă vă uitați în Cartea Romani, în capitolul 1, Dumnezeu spune și atenționează destul de clar și spune felul următor. Capitolul 1, de la versetul 22. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să-și urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în loc Făcătorului care este binecuvântat în veci. Și atunci când faci lucruri de genul acesta, Dumnezeu își ia mâna de peste tine. Dar Dumnezeu în această dimineață își dorește un popor care să meargă la ei și să le vestească Evanghelia. Și cine să meargă? Pun întrebarea. Cine să meargă? Haideți să vă spun cine să meargă și cui să-i vestească Evanghelia. Poate că veți spune, vom merge la români, vom merge la nemți, vom merge la evrei, vom merge... Am fost, cum zice, o perioadă de aproximativ 5 luni de zile într-un cartier de romi și am vestit Evanghelia acolo aproape de 3 ori pe săptămână. Mergeam în mijlocul lor și stăteam și n-aveam decât 17 ani. Dar vreau să vă spun în această dimineață că dacă ne uităm în 2 Împărați, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 3. 2 Împărați, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 3. Și spune în felul următor: Naaman, căpetenia oștirii împăratul Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Dumnezeu pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și spune felul următor, versetul 3, și a zis stăpânei sale: o, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul ar tămădui de lepra lui. Veți spune poate că în fiecare dintre noi am fi spus în felul următor: așa-i trebuie, ne-a cotropit țara, ne-a omorât semenii. Dar această fetiță, nu știu câți ani avea, sensibilitatea bunătății ei era atât de mare că s-a revărsat și peste vrăjmașul lui. Și când l-a văzut că este lepros, i-a spus în felul următor: mă doare durerea ta și o simt în inima mea. O, dacă ai fi la prorocul acela din țara noastră, acela te-ar tămădui de lepra lui. Și îl vedem pe Domnul că vorbește și spune în felul următor: căci în Israel, în perioada respectivă, erau mulți leproși.
Și totuși, Dumnezeu alege ca să-l vindece pe unul care a cotropit țara. Dumnezeu nu ține cont de vârstă. În a merge să vestește Evanghelia. Dacă îl vedem pe Samuel, Samuel era un copil când Domnul începe ca să-i se reveleze și să-i spună. Dacă îl vedem pe Ieremia, Dumnezeu îl cheamă din pântecele mamei lui ca să-i devină proroc și să poată să meargă să spună poporului. Dar în această dimineață, Dumnezeu vrea ca să te felicite și să spună ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Matei, capitolul 24, versetul 45 și 46. Îmi doresc în această dimineață să învățăm disciplina aceasta ca să-L așteptăm pe Domnul cu mânecile suflecate, nu uitându-ne peste umăr, încercând să găsim date și statistici când Domnul va trebui să vină, ci încercând să lucrăm ca atunci când Domnul va veni să ne găsească mereu lucrând. Nu cu mâinile în sân, așteptând să vedem semnele și vremurile. Acestea nu sunt timpul nostru. Suntem niște robi netrebnici, spune Domnul. Căci după ce ați înfăptuit totul, când stăpânul va veni acasă să spune, suntem niște robi netrebnici și am făcut ceea ce eram dator să facem. Asta este, cum zice, menirea noastră. Nu sunt al noștri laurii, nu sunt ale noastre recunoștințele, nu sunt ale noastre meritele, că am mers și am vestit Evanghelia în partea ilaltă, ci este doar spre slava și gloria lui Dumnezeu. Pentru că la urmă de tot, Dumnezeu să spună ca în Luca 19 cu versetul 17. Oh, cât de frumos este acest verset. Luca capitolul 19 cu versetul 17. Haideți să-l citim cu toții. El i-a răspuns. Da, bine rob bun și credincios. Cred că am greșit eu. Ai fost credincios în puține lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Am greșit. Ai fost credincios în puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Luca, capitolul 19. El i-a zis, bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri. Primește cărmuirea a 10 cetăți. Dumnezeu nu te cheamă să fii credincios în multe lucruri, pentru că Dumnezeu cunoaște măsura pe care o ai. Dumnezeu nu pune o sarcină mai mare pe umerii tăi decât aceea pe care poți să o duci, ci pune sarcina potrivită fiecăruia. Unuia care simte Dumnezeu că poate să ducă 10 talanți, îi dă 10 talanți. Unuia care poate să-i dea un talent, îi dă un talent. Dar acel talent nu-l ascunde. Știți care este tragedia? Îi ascundem, n-am timp. Prin faptul că spui n-am timp, îl ascunzi. 24 de ore le am și eu, 24 de ore le ai și dumneata. N-am un minut în plus, n-ai un minut în minus. Vă întreb acum, disciplina unde este? Vreau să vă spun că cei mai buni fotbaliști ai tuturor timpurilor nu au mers și au spus în felul următor, astăzi dacă am timp mă antrenez. Astăzi dacă am timp merg la fotbal. Ci îmi fac timp. În această dimineață Dumnezeu nu te întreabă dacă ai timp, ci spune în felul următor, fă-ți timp. Fă-ți timp să citești. Dumnezeu nu spune dacă ai timp, citește și tu un capitol, ci fă-ți timp să citești un capitol. Dumnezeu nu-ți spune dacă ai timp, roagă-te, ci Dumnezeu spune, fă-ți timp să te rogi. Dumnezeu nu-ți spune, dacă am timp, voi merge la casa Domnului, că s-ar putea să nu mai ai, să fii pe un pat de suferință și să plângi rugându-te, o, Doamne, dacă mi-ai mai da o zi să pot să merg în locașul locuinței tale. Pentru că la urmă de tot, să poți să spui aceste lucruri. Bine, rob bun și credincios. Iar ca și încheiere, îmi doresc ca să ne rămână la toți Apocalipsa 2 cu 25. Apocalipsa, capitolul 2 cu versetul 25. Și spune în felul următor, nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Amen. Dumnezeu să ne dea putere ca lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat în administrația noastră să nu le scăpăm printre degete.
Vei încerca după aceea să le regăsești iarăși. Vei plânge ca să le reprimești. Dar vreau să vă spun că și de cele mai multe ori posesia lor nu sunt pentru că le-am meritat, ci pentru că Dumnezeu a găsit o posibilitate și a văzut că tu poți să le duci. Faptul că și tu te absolvi de lucrul acesta, Dumnezeu unora le va spune bine, rob bun și credincios. Dar tragica veste este că și altora le va spune duceți-vă de la mine că nu vă cunosc. În această dimineață îmi doresc ca Dumnezeu tuturor celor din Biserica Elim să le spună bine, rob bun și credincios. Dar dacă toți ne-am face treaba, dacă toți ne-am face datoria, dacă toți am face talentul acesta pe care Domnul l-a lăsat peste noi să funcționeze și să lucrăm, vreau să vă spun un lucru. Comunitatea aceasta, clădirea aceasta, ar fi neîncăpătoare. Nu este că și Dumnezeu nu este puternic, ci pentru că și noi de multe ori ne dăm înapoi. Dumnezeu să lucreze și să ne deschidă mintea ca să putem să spunem, Doamne, la final de tot, mi-am isprăvit alergarea și țin cu tărie ceea ce mi-ai încredințat. Amin. Domnul să te binecuvinteze. Voi citi câteva cuvinte, după care ne vor ridica cu toți pe picioare și vă mulțumim, Domnul, pentru această dimineață. Și cuvintele din Apocalipsa, care spune așa de frumos, capitolul 3 cu versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe toți locuitorii pământului. Ce ziceți în clipele de astăzi, ceea ce auzim? Sunt încercări în lume. Sunt încercări în lume. Fraților, sunt, așa-i? Săptămâna aceasta m-a sunat prin două telefoane de la duse de o familie cu 10 copii, COVID a plecat la Domnul. Mama cumnatului meu, 72 de ani, 3 săptămâni a stat în comă indusă, sau cum îi se spune, a plecat la Domnul. Alți, fiecare aveți cunoștințe care ați auzit de întâmplările. Este ceasul încercării? Este ceasul încercării? Este. Dar ce frumos, eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Amin. Deci în ceasul încercării să păstrăm cuvântul Domnului inima noastră. Ca cununa aceasta să nu ne o iei nimeni. Deznădejdea, frica, toate lucrurile acestea care vin peste noi și de când dimineața, cât de când ne trezi până seara, asta auzim, frică, prăpăt, cu tremur, gata, gata, s-a gătat. Nu! Noi, credința în care Domnul a pus-o noi, nu o poți să o iei nimeni. Că iese din Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm toți pe picioare și să îi mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta, să ne încredințăm în brațul Domnului. Amin. Să ne încredințăm în brațul Domnului și să spunem, Doamne, Tu ai fost cu noi până aici, ne-ai purtat de grijă dimineața aceasta, te rog, fie ca mâna Ta ocrotitoare să fie peste noi. Mergem cu mașina de sărbători să mai îmbiată, să mai fac lucruri aiurea, poate vine pe sens invers. Să ne păzească Domnul. Amin. Să ne păzească Domnul dacă va veni gheața, dacă va veni ploaia și mașina poate să facă șloaide, să meargă într-o parte și în alta, să fie mâna Domnului cu noi. Să ne păzească El la finele acestui an și să nu lase Domnul nicio nenorocire în familiile noastre. Amin. Doamne, îți mulțumim că ai fost cu noi, ne-ai purtat de grijă, Doamne. Vedem că harul Tău, Doamne, nu s-a sfârșit față. Doamne, îți mulțumim. Te rog, Doamne, să fii cu noi la despărțit locul acesta. Doamne, condune-ți.